la blocul Creion, de la fosta cameră de comerț până la Biserica Greacă, acolo este o porțiune a esplanadei. Am dat o încercetare pentru o expertiză tehnică. A doua porțiune este de la Biserica Greacă, Teatrul de Păpuși și roată pe taluz. Acolo soluția tehnică va fi una oarecum mai complicată, fiindcă sunt deja foarte multe reclamații în ceea ce privește instabilitatea malului de pământ. Acolo avem o soluție cu un zid de sprijin jos, cu o umplere cu piatră și niște piloți care îi vom turna. Ce privește faleza propriu-zisă, tot așa avem o soluție de stabilizare prin piloți, o grindă de fixare și apoi reamenajarea arhitecturală a falezii. Sperăm ca după primirea expertizei, probabil într-o săptămână o vom primi, am demarat-o în vară, după aceea să intrăm în procedură administrativ-birocratică în ceea ce privește certificatul de urbanism, avizele, autorizația de construire, licitație pentru proiectare și execuție,